dimineața, internet, azi e sâmbătă, bine ați venit la un nou vlog. Am făcut cum am făcut, m-am învârtit, iară să plec de acasă sâmbătă, în loc să stau să fac treabă la cratiță și la mătură. Așa că mă duc la unghii și după aia venim la treabă, pentru că nu putem, adică săptămâna asta a fost ceva haos pentru mine, pentru noi. Și eu dacă am, acum a fost testul suprem, dacă nu fac curățenie fiecare zi, se ajunge la ce s-a ajuns în momentul de față, pentru că tot am fost plecată, am avut foarte multe chestii de făcut într-o zi, efectiv nu mi-am dat seama cum au trecut zilele pe lângă mine. Așa că astăzi am de făcut o curățenie din aia generală, de care dacă m-aș fi apucat pe la 10 dimineața, cu siguranță pe la 8 seara aș fi terminat. Asta nu o să se întâmple, pentru că trebuie să mergem la unghii, programarea e programare. Și nu avem ce să facem, facem curat când ne întoarcem. Părul stă ca naiba, nu știu ce se întâmplă cu el, dar de curat el așa e curat. Nu mai reușesc, nu știu. Problema e că n-am avut timp să-l coafez imediat după ce m-am spălat. Și atunci se ajunge în stadiul ăsta în care după aia nu mai pot să-l aranjez nicicum dacă nu-l coafez imediat după ce mă spăl. O luăm încetișor, încetișor spre Oli. E 12 fără un sfert, la 12 jumate am programare, ajung lejer. Doamne, cât am vorbit că am rămas fără aer. Planurile de weekend sună destul de bine, fiindcă avem ceva planul weekendul ăsta. Nu știu ce vedeți acolo, Mickey Mouse, alte cele. Deci astăzi v-am zis, unghii și am mai anulat niște chestii, că mai aveam ceva de făcut, dar mă duc acasă, fac treabă, pentru că îmi place să am o casă curată. Și mâine, wow, deci acum începe weekendul ăla prelungit, știți? Cu 15. Și mâine va trebui să ne întâlnim cu nașii, pentru că au venit în Timișoara la ceilalți fiini, cred. Și va trebui să ne întâlnim cu ei, să bem o cafeluță. Și după aia mai pe seară am promis cu Larisa că facem și noi un grătar odată în viața asta, o să vină pe la noi la grătar. Așa că cred că o să am ce să vă filmez. Luni o să vină, deși luni nu știu dacă o să filmez, mă mai gândesc. O să vină tati cu electricianul ca să finalizăm lucrarea de la centrală, care până la urmă s-a dovedit a fi foarte amplă. Așa, și marți? Ce faci, man? O crezut că vorbesc cu el. Comandă vocală. De când? Nu. Bun, și marți o să fie de plimbat. Marți mă duc cu Bogdi la Tuns la 11. După aia mergem până la Lugoș să cumpărăm tablă, pentru că refacem un gard de acasă. Și am găsit la Lugoș niște tablă exact pe nevoile noastre, la un preț super bun. Sper doar să fie omul la marți disponibil, la în vedere că e sărbătoare, na, n-aș băga mâna în foc. Dar putem încerca, bănuiesc că e la cineva acasă, nu e o firmă sau I don't know. Vedem. Până să merem la unghii și asta, facem o mică recapitulare a acestor zile, dar mai pe scurt așa. Elementul principal, piesa, aplauze vă rog, a fost un real succes. Nu așteptam la un impact atât de mare și atât de multe persoane să intre acolo. Enorm, wow, am bătut toate recordurile stabilite de mine, dar din ce am auzit de la echipă și alte recorduri. Nu mă bag eu în statistici din alea acum aici pe vlog cu voi, fiindcă nu mă pricep, dar am mai postat așa la story din când în când feedback-ul lor și na, în fine. Merem la Oli, vă pup, pentru că trebuie să-i dau. Nu mai pot de nerv, nu știu ce se întâmplă astăzi, tot ce am închis. M-am parcat la mama în albi, nu-mi place să întârzi. 15 minute m-am dus aici. Bună, prieteni, am terminat unghiuțele. Am niște unghiuțe foarte clean și faine. Mergem. Nu știu cât e ceasul, cât o fi ceasul. 4 fără un sfert. Eu trecut cam toată ziua, să fiu sinceră. Aici o problemă, că avem unghii și la mânuțe și la picioare. Și acum vreau să plec. Aș fi vrut să iau toate magazinele la rând până ajung la locul unde am parcat. Dar, să fiu sinceră, cred că s-o cam închis. Am să mă pe la hainuțe. Am o pungă de mâncare. Mi-a dat Olivia tot timpul când merg la ea, îmi cumpără chestii de la patiserie. Și acum le-am luat la pachet. Și asta zdrângă-ne după mine. Uai, și cât am de mers până acolo, dar nu asta e problema. Problema e că m-a dat cu ulei de cuticule la picioare. Și îmi plendură șlapii. Alunecă șlapii. Și inima caută.
Da. Bine. M-am ajuns acasă, YouTube-aș. Vă arăt imediat ce am cumpărat. Nu mare lucru. Restul sunt mașină, dar... în fine. Am lăsat 3 milioane la Lidl și n-am luat decât hârtie igienică, niște cuțite și un diffuser din ăla de pui uleiuri esențiale sau cum se cheamă. Haples cu o rogoșică, am băgat la spălat 13 ture, gen am lăsat mașina să meargă pe 4 ore înainte să plec, am spălat o mașină prosoape pe albe. În casă e haos, în sensul că pe jos e foarte mizerie. Și eu n-am baterie la Shark, deci pe jumate, fac icter și cred că o să-i dau drumul lui Robo, dar asta nu mă încântă de obicei. Că el mi se pare că nu se bagă chiar peste tot. Ce să zic, habar n-am ce facem, vedem. Mi-am luat flori, vi le arăt după ce fac curat. Na, deci ăsta e diffuserul pe care l-am cumpărat, ce fain arată în filmare. Se simte aromă, foarte mișto. Mă mir că n-am avut așa ceva până acum, l-am pus aici doar de probă. Din câteva dați seama, aici e bucătăria care nu e deloc în ordine, alea n-au să caute pe aici. Și mi-am luat și cuțitașele astea, am găsit niște cuțite super cute. Ia uitați ce faine sunt. Și am găsit și mici și mari, să fie cât de cât la fel, niciodată n-ai prea multe cuțite. Le desfac și le bag la spălat. Mergem până afară, adică suntem afară, să vedem ce face Bogdi. Mai are? Cu betonata azi. Wow! Hai, vă arăt ce face Bogdi. Bogdi care ne ignoră complet. Betonăm! Ce faci, fata? Vorbești cu mine! Așa este! Mama, iubita mea! Ia vorbește cu mine, da, tot timpul vorbești cu mine. Unde e Ion? Unde e Ion să te joci cu el? Vezi că mă dărâmi! Alo! Ești bucuroasă! Ești bucuroasă tu la mama! Ești foarte bucuroasă tu astăzi, da! Ce bucurie! Ce bucurie de cățel! E bucurie de cățel, hai! Hai, fugim! Da, nu mă dărâma! Unde e Ion? Ar trebui să te pun la treabă. Fata mea. Bogdi, cred că nu mă mai iubește. Am fost la el și abia mă băgat în seamă. Mițu! M-am demachiat de urgență pentru că nu mai puteam. Și ne-am plecat de baie.
vedem? Da, arată oribil. Dacă nu știați, de pe alte platforme, doamne, stai să mută asta, că nu ne vedem, efectiv. Așa. Deci, dacă nu știați, de pe alte platforme, mi-am cumpărat un MacBook și de o săptămână mă chinui să mă loghez pe iCloud pe el. Ce s-a întâmplat? În primul rând, vă zic, în cazul în care cineva întâmpină chestia asta, pe mine m-ar fi ajutat enorm informația. Deci, în primul rând, mi-am setat ora, data, fus orar, era pe Canada, pe nu știu unde, irelevant, n-am reușit să o schimb numai după ce am băgat 100.000 de parole. După ce am făcut chestia asta, i-am dat vreo 3 restarturi și mi-am schimbat parola la iCloud, nici nu mai știu de câte ori. M-am deconectat de pe telefon, că undeva scria că dacă te deconectezi de pe telefon, atunci o să te lase să te conectezi pe laptop. N-a mers. Am intrat pe date mobile pe telefon, mi-am făcut hotspot la laptop, după toate chestiile pe care le-am făcut, în sfârșit o mers. Numai un pic că trebuie să bag o parolă și nu știu ce parolă. Că am 1.000.000, se pare, de parole diferite. Acum m-am deconectat de pe date mobile, m-am pus pe Wi-Fi și pe telefon și pe laptop, să văd dacă merge. Că nu știu dacă o să mai meargă. Că la cum se mișcă de greu, am impresia că nu merge. Merge doar pe date mobile. Deci eu chiar mi-s curioasă. Ăsta e nebun? Merge numai pe date mobile? Acum m-am pus iară pe date și-o mers. Mere numai pe date, nu pot să cred. The password to... De la laptop îi trebuie parola acum. Foarte complicat. Deci foarte complicat. Iară a venit duminica peste mine și am uitat să-mi încarc camera. Mai am ceva baterie. Bună dimineața, YouTube-ași! Am făcut două videouri pe TikTok. M-am îmbrăcat adorabil. Am primit ochii asta de la Larisa Roy. Merem în oraș. V-am spus că trebuie să ne întâlnim cu Nașii azi și am decis să mergem în oraș. A cui e mașina asta? Până la urmă mergem în oraș, după aceea o să venim acasă și o să vină Larisa la noi să facem grătar. Toate bune și frumoase. Nu suntem deloc obișnuiți să plecăm de acasă duminică la ore de genul ăsta, sub nicio formă. La noi duminica tot timpul a fost în familie, prânz împreună, nu știu ce. După aia am mai stat o oră, două și am plecat unde am avut de plecat în cazul în care. Dar ce să facem? Astăzi suntem orășeni și mergem să luăm prânz în oraș. Iubire, ce faci, decolezi, mamă? Și-o luat zborul. Na, o să merem în Unirii, în locul meu preferat. Niciodată nu mi-a plăcut în Unirii, chiar și atunci când îmi plăcea să ies, știi, și să merg, eram în facultate, cluburi, trălălă, nici atunci nu mi-a plăcut în Unirii, pentru că aveam impresia că e toată lumea acolo, e super, na, neprivat, dar e și logic, nu, că practic... Asta e scopul, oamenii merg în Unirii ca să fie mulți oameni. Și mie nu mi-a plăcut niciodată, numai asta îi. Dacă vine cineva din alt oraș, din alte zone, doar nu o să-i spui, hai să te duc aici la cafeneaua din cartier, nu? Mergi tu, pe centru. Na, hai că merem, că aproximativ 20% din tot ce am spus ați înțeles, având în vedere valurile pe care le facem. Am ajuns pe centru. Chit că am ajuns primii, tot nu știm unde să ne punem. Da, și eu zic că unde ne punem acolo e bun. Dar veșnica problemă în Unirii, unde să te așezi. Dar nu înțeleg, iubire, fii atent, aici tot timpul e gol. De ce e gol? Pentru că nu s-a pus lumea. Acolo e plin. Noi fugim de unde e plin, dar poate e bun. Știi ce zic? Nu știu unde să ne punem. Ne punem la ăștia aici? Păi da. Mi-am luat ceva tigaie cu creveți. Nu vă zic că e 80 de lei, dar asta îi. Sper că e bun, arată bun. Da, bun. Și Bogdito cu programul lui de ouă. Îți curioasă ce părere ai de ouăle alea. Da, bun. Arată fain. Nășica și-a luat papanași? Da. Ce papanași interesanți. Fierți. Fierți, man, healthy. N-ai poftă bună să avem.
mulți. Nu mă așteptam să spun asta, dar chiar merită pastele astea atâtea bani. Sunt foarte bune. Hai că vreau să fac forneti. Hai, frate, să ne faci forneti, bașca, să nu să zic. Am cumpărat de la Penny forneti cu telemia și cu ciocolată. Deci Bogdi a vrut să-mi arate că numai aici poate să fie, da? Uitați ce-a făcut în dulapul ăsta și acum zice bagă-le că mă duc să aduc de la ai mei. Na. Bagă-le la loc. Mițu, bagă pungile la loc, mama. N-avem ce să facem. N-avem ce să facem. Așa, v-am zis că mi-am găsit o masă faină rău. Să-mi iau aici și scaune, evident. Și am luat de la Kaufland. Am luat o... Deși mai nu avem găini care fac ouă, mai multe, gen că și înainte aveam, dar făceau prea puține ouă pentru consumul nostru. Bogdi mănâncă în fiecare dimineață câte 3 ouă și eu mănânc 2. Nu, sau 4, nu mai știu exact. Deci vă dați seama în fiecare dimineață câte ouă se mănâncă. Am cumpărat laptele meu preferat pentru cafea, e foarte bun pentru cafea, dar e 10 lei. O din aia. Mi-am luat măzărică, măzăreanul lui Bogdi, pentru că îi place. Mi-am luat două chestii interesante, pe astea vreau să vi le arăt, care sunt super interesante. Frișcă, mi-am luat multă frișcă pentru cafea, pentru că îmi beau cafeaua. Cu mult lapte, mă rog, nu enorm, dar destul. Fără zahăr și cu un pic de frișcă mai nou. Și o beau cu paiu, pentru că nu vreau să-mi colorez dinții. Da, o beau cu paiu de când mi-am făcut albire. Și sunt foarte încântată, adică mie chiar mi se pare că funcționează metoda asta. Super! Asta mi-a cumpărat și interesant. Mi-am cumpărat mix din ăsta să faci pancake. Pancakes, ăsta are chocolate chips și ăsta este cu buttermilk. Ideea este că aici ai făină, cum ar veni, se vede? Făină și restul ingredientelor și tu adaugi aici doar ou și lapte, am impresia. Și, da, uite aici, umpleți cu apă sau lapte până la nivelul marcat. Nu depășiți acest nivel. Deci până aici pui lapte, agitați cu putere, gătiți la temperatură medie-mare, așa, și întoarceți bla bla. Dacă vă plac vafele, puteți amestecați în compoziție 2 lingurițe de ulei vegetal. Apoi, urmați instrucțiunile mașinii pentru vafe. A, deci nu pui ou. Numai lapte, frate. Super tare. Fain, mai luăm. Nu le-am făcut să vedem dacă sunt bune. Și restul am numai prostii. Am roșii, ayran, oțet. Și mi-am luat eu 2 din astea de la Aqua Carpatica. Foarte bune. Mă pun să le bag la loc. Cucubau, mi-am desprins părul, că deja mă durea, trebuie să-l spăl, arată oribil, am dat cu fixativ înainte să plec. Bă, s-a apucat de grătar. Am venit acum și la Risa, cu Adelin. Și uite, stau. Aici am ghemotov. Foarte entuziasmată. E un pic supărată, o întrebăm ce face mai încolo, bine? Bogdi și-a intrat în roluri de pline, grătărelul este gata și acum ne apucăm să îl umplem cu XYZ. Aș dori să ne lăudăm cu acest, nu știu cum să-i zicem, container cu piept de pui. Da, aici avem doar piept de pui, felicitări. Hai, poftiți vă rog. Beautiful. Mulțumesc. Și ce mai avem aici? Mai avem mititei, cârnăciori. Acolo avem 2 baguette franțuzești. Și vă mai arăt toată pieptul de pui, în cazul în care nu v-am oripilat din prima. Și, da, aici Narcisa s-a demachiat. Și Bogdi ne-a făcut forneti. Da, la început cum zice. Și
știi cum? Da, da. Îmi povesteam de nunta anii 90. Am auzit că se întâmplă ceva frumos aici pe grătar și am vrut să vă arăt și vouă. Bravo, iepuraș! O să miroși ca un mititel după asta. De data asta n-am mai făcut cantități industriale, că tot timpul făceam aiurea, cărnuri și de toate, dar avem foarte mult pui la scarci să mănânce Bogdi. Poftă bunică! Abia știu să văd cum sunt astea. Cârnăciorii ăștia. Nu știu ce să fac. Să pap cu sos sau să pap cu sălățică? Îmi pun și un pic de sos. Cred că e cam 8. Nu vă speriați de freza mea. Arăt îngrozitor. Acum au plecat copiii. Trebuie să facem ordine aici. Copii! Larisa! Am adus făcâmurile și astea murdare să le băgăm. Și dăm drumul la mașină, că are mult de spălat azi. A fost foarte fain. Cred că chiar aveam nevoie așa de o relaxare din asta, de o vorbă, de ceva. Sincer, oricum a zis, bă, că am fost numai pe plimbări, am fost să ne întâlnim cu nașii, iară povești, iară... Acum au venit ei. Mi-s foarte happy pentru că am scris taică-miu că o să vină mâine. Totuși, că a rămas la discuție, să vedem dacă poate să vină mâine până la urmă sau nu cu inginerul, să termine cu curentul. Și până la urmă a zis că vine și sunt foarte happy, pentru că în sfârșit vine taică-miu și eu mi-s liberă și pot să stau mai mult cu el, fiindcă dățile trecute când au venit cu ăsta să facă curentul și să mă ajute pe aici de ce a fost, am lucrat și atunci nu mi-am prea permis să ies pe afară, să stau așa mult cu el și chiar mi-e dor de el, adică e o companie foarte plăcută și sunt fericită că mâine e și Bogdi și stăm toți și o să fie fain. Na. Oare câte am de băgat la spălat? Dar nu-i stres? Tu ce faci, mama? Hai să vă arăt ce băiat frumos am. Ia uitați-l. O floare între flori. Da, ești sufletelul lui mami tu. Știai? Mi-am rupt coșul ăsta. Doamne, ce urât îi, nu vă arăt. Mi-am adus aici demachiantul pentru că mi-am luat demachiantul afară, că nu mai suportam deja de la ce oră eram machiată. Și l-am dus în terasă cât a fost Larisa la noi, m-am și demachiat. Na, vreau să bag la spălat, vă las că mi-s toată unsă și să văd să mai adun farfurii de aici, că 100% mai avem, ca să nu rămân cu ele în chiuvetă, că nu suport. Să dau drumul la mașină și să văd că au mai rămas vreo 2 farfurii prin casă, urăsc. Bună dimineața, YouTube-ași! Astăzi este luni, a venit taică-miu la noi cu domnul electrician. Nu știu ce se întâmplă cu fața mea, am ieșit două chestii acolo, dar irelevant, arăt oribil. Am făcut un pic de ordine prin casă cu care n-am mai vrut să vă plictisesc. Și acum mergem afară să ne apucăm, așa mă parfumez eu când fac treabă. Mergem afară să ne apucăm să facem ceva productiv. Astăzi vreau să spăl niște geamuri. Începem cu alea de la terasă ca să fiu cât de cât un pic acolo în zonă cu ce lucrează ei. Ia stai că acolo. Și să vedem, îmi iau ăsta de geamuri și mergem să ne apucăm, să vedem ce facem. Haideți cu mine! Ce faci, Pati? Pati, scumpii mei, că era bine! Bravo! Pentru YouTube, am făcut ordine ca să vin la terasă să spăl geamuri. Ce frumoasă, ce busi, bravo! Geamurile aici. I-am făcut lui taică pe TikTok și Instagram, deci mor, ador cât de drăguț. E foarte cald aici în terasă, dar îmi place, fiindcă sunt un pic răcită, nu vreau că vă mai zis în vlogul ăsta.
m-am trezit cu o durere de gât de... Nu știu, n-am mai știut ce să fac azi dimineață. Am dormit cu vată în urechi, cu spirit, pentru că m-a durut urechea dreaptă ieri și am stat 6-7 ore cu vata, cu spirit, în urechea dreaptă și pe la 3 noaptea m-am trezit că mă doare urechea stângă și asta mi-a trecut. Așa că mi-am mutat, mi-am pus o vată și dincoace. Na, și acum vreau să fac un pic de mișcare, să transpir, îmi prinde foarte bine, că na, poate-mi trece și abia înghit, dar e sub control. Am terminat în terasă și vreau să văd de ce mă apuc. Treaba este foarte multă, nu mă întreb și eu ce-i prioritar. Ori mă duc să fac la drum piatra aia, să o mut și să erbicidăm, ori mă duc la biliard să fac, dar la biliard nu trebuie să fie mai cald aici. Cine a venit? Bună, prieteni! Am venit la drum până la urmă să facem iarba asta de la parcare. Spor la treabă! Hai că am luat mini prânz, gustare, nu știu ce-a fost ăsta, că dacă mâncam prea mult după aia nu mai aveam chef de muncă. Și ne întoarcem la iarba noastră să vă arăt și progresul. Mai înainte a fost Bogdi. Nu știu dacă v-am arătat la început. Cred că am omis să fac chestia asta, dar vă pot explica. Hai să vedem. Hai și mă doare gâtul. Tot m-am luat un paracetamol. Deloc nu-mi place. Din câte se poate observa, noi am ierbicidat aici, dar mie nu-mi place deloc cum arată cu iarba asta așa arsă, oribil, da. Între timp am mai crescut și una nouă. Aici mai am un peticel micuț. Și asta am făcut până acum. Aplauze, vă rog! Foarte frumos, așa este. În zona asta am insistat mai mult. Și asta a fost producția. Bau Narcii! Gata. M-am pus aici pe jos, lângă gard. Trebuie să mă pun să mut mașinile imediat. Numai să-mi trag sufletul, beau apă. Și beau apă cam caldă, așa, anumit. Pentru că am o grămadă de apă în frigider, dar aleg să nu astăzi. Ești mega murdară, gen mega murdară. Uite. Uite cum e sub unghii. Da, lasă că să mă spăl cu periuța și se rezolvă. Numai că ieri am fost la unghii, le-am zgâriat complet. Noi trebuie să le dau un buffer și cu un top. Cam acasă și l-am păștof. În fine. Ne auzim după ce mi le vin. Acum nu pot mai vorbesc, mă doare în gât. YouTube. Voi cred că n-ați văzut purcelușii mei. Aici sunt proaspeți. Iubiței de ei au câteva ore. Așa dorm de rup. 84, ferească. Doamne ajută. Stai, mama, nu te speria că nu-ți fac nimica. Uite cât neciorii mici. Și voi aici? Voi fiți măricei deja. Ceau! Ce-o, fată? Ce faci, fată? Uite, dă pusii fiul tu. Sau fică ta. Văd că-i fică ta. Aici Bogdișor cu tatii meu betonează ceva. Uitați-vă, aici se muncește de zor. Aici Bogdi eu betonat ieri. Vă amintiți că cred că v-am arătat chestia asta. Adică nu ieri, sâmbătă. Na, și azi o veni nisipul. Pentru zona aia. Nu mai. Astăzi nu se mai poate. Îmi doare gâtul. Mi-a dus taică-miu tantum. Uite, stăm. Și imediat o să intrăm în direct. Au terminat de făcut cofrag, sau cum se cheamă. Și acum se apucă de betonat. Eu stau aici, le țin companie. Va chiar îi încurc. Nu fac absolut nimic. Stau în picioare. Și mai fac și mofturi pe deasupra, dar nu-i problemă. Am voie azi. Na. Spor să avem.
Îmi aduci Carmex-ul de pe măsuța de machiaj? Că nu știu cine m-a pus să-l duc de aici. Era pe noptier aici. Cred că am nevoie de un nou trepied. Doamne, de când vreau să mă dau cu ăsta și nu reușesc? Ok. Nimic nu-mi convine. Bolesc. Atâta de greu mi-a fost. Cred că am stat o oră jumate pe canapea cu Bogdi să ne uităm la restul din insulă și am rezistat 15 minute trează, cred că, dar cu pauze așa. Iar am întârziat, iară. Deci, numai națipială am fost. Foarte tare m-a luat după ce am intrat în casă și am făcut baie. Abia am făcut baie, nici nu știți că m-am luat cu Deliu de pe TikTok. Deci, cursul în robinet din ăla, a trebuit să vină de la centrală și era vreo 12. O trebuie să vină instalatorul acum seara să fac acolo, ca să pot eu să fac baie. Mă pun să fac niște integrame dacă mă duce capul la ora asta. Și ne vedem mâine. Mâine mergem la Hatex, ne întâlnim cu Raluca Stancu și să cumpărăm tablă. Dar sper că o să mă simt mai bine. Dacă sunt așa cum sunt acum, n-am absolut nicio șansă să mă ridic. Bine, pa! Da, zic, pe ce de ce ne fac ce unde e masă? Este nebună. Deci, într-un final, am ajuns la Hatex. Nu știu cum să vă spun, dar sunt semicadavru. Și am ajuns la Raluca. Ca o floare. Deci sunt terminată. Sunt vai de capul meu. Explodează capul, nu mai pot. Mă doare ceafa. Și noi am venit după tablă și am venit să vedem și prințesa. Rapunzel, aruncă-ți părul! Nu te speria de mine. Arăt ca o babă. Ce faci? Ce ești așa? Am fost tratată cu un ceiuț. Avem dezastru în spate. Hello! Hello! Hello, YouTube-aș de la Raluca Stancu. Da, mergem să mâncăm ceva. E ușa aia deschisă, iubire. Raluca, tragi un pic de ea. Trebuie numai să tragi. Am zis să tragi. Îmi pare rău, iubire, că ai văzut obișnuită cu mașina așa. Gen, uite. Nu trebuie să le deschid. Uite. Se închide singură. Thank you. Aș mânca ceva bunuț. Și în același timp nu prea mă simt bine pentru că acum și-a făcut un pic efectul ceaiul și mă simt un pic mai bine. Și mi-am dat și cu Nurofen din ăla forte. Forte. Și era să zic altceva. Aici stângă. Și merge, na. Mă arăt după aia. Pa. Mi-am dat babețica jos. Ne-am dus Raluca să mâncăm ceva aici într-un loc. E drăguț. Vă arăt imediat. Mi-am luat burger. Și-am luat o salată cu extra pui, doamne. Îmi bubuie capul. Efectiv. Beau ceai. Am filmat, am cinematografic cu toți, așa dragi. Da, mâncați, liniștiți! Ne-a venit pe pic, am vrut doar să mă laud că mănânc mega burger. Și copiii mănâncă salată. Foarte healthy, felicitări. Poftă bună să avem.